Un electrician de la termocentrala Mintia a primit câștig de cauză în instanța de la Deva după ce s-a îndreptat împotriva casei de pensii Hunedoara, instituție care anul trecut îi respinsese dosarul de pensionare pe legea 197 din 2021, care prevedea posibilitatea pensionării la 52 de ani. Din ultimele informații publicate de Gorjeanul, judecătorii de la Deva au dat câștig de cauză unui număr de aproximativ 30 de oameni care au lucrat la Mintia și care se puteau pensiona la 52 de ani, dar dosarele au fost respinse de Casa Județeană de Pensii Hunedoara. Soluția dată zilele trecute de magistrați nu este definitivă, dar este executorie.